O tânără de 24 de ani a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei în timpul unei vacanțe. Câteva zile mai târziu, femeia, care avea o alergie acută la lactate, a suferit o reacție fatală după ce a folosit o linguriță greșită pentru a-și amesteca ceaiul. La doar 4 zile după ce a trăit cele mai frumoase clipe din viața ei, fiind cerută în căsătorie într-un loc renumit din Africa de Sud, tânăra a murit subit după ce și-a amestecat ceaiul cu o linguriță greșită. Jess avea o alergie severă la produsele lactate, iar după ce a gustat din ceai, a intrat în șoc anafilactic, o reacție alergică severă care survine brusc și poate cauza moarte. Femeia a decedat la spital a doua zi, chiar în ajunul anului nou. Partenerul devastat al tinerei a declarat că avea tot timpul două seringi cu epifrină la ea pentru orice eventualitate, dar de această dată nu a funcționat. Când a murit Jess, a murit și o parte din mine, dar nu este nimeni de vină pentru decesul ei, a spus el. Tânăra a trăit clipe de vis înainte de a se stinge din viață. O mare parte din familia lui Jess locuiește în Africa de Sud și ea nu s-a mai întors aici de 6 ani, așa că am știut că nu există un loc mai bun pentru a o cere în căsătorie, a spus Craig. Tânărul cuplu a sărbătorit evenimentul cu șampanie și multe râsete înainte de tragedie. Jess era alergică la lactate de la vârsta de 9 luni și a mai suferit șocuri anafilactice și în trecut, potrivit iubitului său. La 18 ani, ea ar fi fost resuscitată după ce a mâncat curry care avea lapte în compoziție, relatează observatornews.ro.